Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Băi, am intrat în joc și vedem că avem un nou skin pentru Nani. Se numește Retro Nani, da? Și vedem că are chestiile astea de la Tetris pe ochi. Băi, din păcate, mie mi se pare destul de scump. Oricum, nu am atâtea gemuri, dar ca idee mi se pare foarte scump să dai 180 de gemuri pentru un simplu skin. Așa că o să trecem peste. Hai să vedem în shop ce ofertă avem. Ok, deci nou skin pe care l-am văzut mai devreme. Avem 18 coins și skinurile alea vechi, nu știu dacă s-au mai adăugat altele noi, probabil că da, pentru că văd aici cu new, acel flag. Ok, hai să vedem în Brawl Pass. Avem misiune de jucat cu Bibi, excelent. Și de câștigat 3 meciuri în Game Grab. Hai să o luăm pe Bibi și să-i dăm drumul la meciuri. Băi, o să vă arăt și noul brawler pe care l-am câștigat data trecută. Dacă vi-l mai amintiți, era Dynamite, parcă. Dar până atunci, hai să încercăm câteva meciuri cu Bibi. Ok. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați butonul de like. Ne ducem aici pe... Oh, și cum ne-a scos? Ne-a scos acolo cu... Probabil au tras toți trei simultan în noi. M-am crezut că ăsta e al nostru. Holy fuck, nu e bună deloc. Încercăm din nou. Up. Fugim aici, ne ducem aici. Up. Mamă, nu e bună deloc. Nu știu de ce, dar jucam destul de bine cu Bibi. Mai stăm un pic aici să ne încărcăm din viață. Mai strângem un gem. Băi, și foarte tare că noi avem nouă gemuri. Da, și trebuie să ne stăm pe defens. Trebuie să stăm pe defens pentru că ei sunt foarte, foarte buni. Ok. Nu, de ce s-a dus acolo? Bun, avem un singur tip care are toate cele 12 gemuri. Asta e foarte bine. Bun, și obținem victoria. Cu puțin noroc. Da, a început destul de slab acest meci. Ok, hai să jucăm din nou. Sper să avem o parte de un adversar mai slab sau de o echipă mai bună. Ok, mai vedem o Bibi în echipa adversă. Să fie Bibi contra Bibi. Nu! De ce nu m-a aruncat? Mă așteptam să mă arunce. Ok. Hai să vedem aici. Băi, nu înțeleg. Juca atât de bine Bibi. Cred că mă duceam pe ei și rupea tot acolo. Da, probabil că ei sunt mai mulți și... Ah. Da, erau 3 pe mine. Ducem din nou acolo. Nu, nicio șansă. Băi, ce s-a întâmplat cu Bibi, frate? Eu știam că ei joacă super bine. Nu pot să cred. Băi, foarte, foarte slab. Nu, deci nu avem nicio șansă măcar. Nu, nici măcar o șansă.
pierdem acest meci. Din păcate. Băi, Bibi, îmi pare rău. M-ai dezamăgit complet. Hai să jucăm cu Dynamite. Ok, o să încercăm direct un solo. Acolo vedem cumva forțele noastre. Dynamite aruncă dinamite. Holy fuck, cât de prost am jucat. Nu-l cunoaștem foarte bine pe Dynamite ăsta. Dar, sincer, la prima vedere, băi, nu mi se pare wow. Adică, nu știu, a făcut Shelly super, super lejer și mi se pare că nici damage nu dă așa cum ar trebui. Bine, avantajul e că vezi, poți să dai peste ziduri. Poate ne ducem direct la astea două de aici. Da, și lutăm cutiile astea. Bun, și un brawler aici. Nu, de ce mi-a furat? Mi-a furat acele energie. Da, a fost foarte viclean pentru că m-a așteptat acolo, le-a lăsat să fie vizibile, a stat în iarbă și când am ajuns, bam, direct lovitură fatală. Hai să mai dăm un match de solo, după care vom juca la duo. Cred că joacă bine și la duo. Ok, hai să vedem... Perfect. Ne luăm ambele energy. Și hai să ne luptăm cu... Perfect. Intrăm repede aici, ne luăm energy-ul și încă unul de aici. Băi, și-a mai rămas 3 brawleri în joc. Să vedem. Dăm aici dinamite pe toți și obținem victoria. Primul loc 1 cu Dynamite. Ok, hai să încercăm și la duo. Ar trebui să fie destul de bun în echipă. De obicei e bine când ai în echipă unul care trage de la distanță. Și Dynamite ăsta trage destul de departe. Oh, și avem încă un Dynamite. Am scos pe ambii. Hai să vedem, scoatem această cutie. Ah, și... Nici măcar nu era nevoie să dau cea ultimată. Holy fuck, și m-au prins acolo. Sperăm că va rezista coechipierul. Și-a luat acolo și o grămadă de energie.
Ne întoarcem imediat și noi și da, e de neoprit pentru că are deja 11 energii. Perfect. Obținem încă un loc 1. Dynamite, echipa duo. Ok, și mai scoatem un inamic. Hai să mai dăm încă un match de duo cu acest Dynamite. Bun. Oh, suntem în echipă cu Carl. Perfect. Am o rusă acolo. Care am scos-o. Ok, ne luăm aici încă un energie. Vedem, s-ar putea să fie pe aici câțiva brawleri. Să le dăm o fatală acolo. Perfect. Holy fuck. Nu! Ce greșeală am făcut. Da, și pierdem. Baba, nu. Încă. Da. Era de așteptat. Luăm locul 2, oricum. Destul de bine. Destul de bine. Îl creștem și pe Mike la rank 4. Și să vedem, mai avem un reward aici, un Brawl Box. Care are 24 de coins, avem power points pentru Brock și pentru Colt. Bun, cam atât cu episodul de azi, noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!